Apelul la 112 a venit azi noapte în jurul orei 3. Cele două mașini parcate în fața porții erau în flăcări, iar vecinii care s-au trezit din somn au alertat pompierii. O singură bubuitură și când am ieșit la poartă să văd care, ce s-a întâmplat, erau mașini în flăcări amândouă. Ardeau? Ardeau cu flacără înaltă. Din interior, din exterior, nu v-ați dat seama? Nu ne-am dat seama dacă e interior sau exterior. Era flacăra puternică, ne puteam apropia de mașină. Ambele mașini, un Mercedes din anul 2008 și o Dacia Logan, au ars în totalitate, susțin pompierii care au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă. Au reușit să elimine riscul ca prăpădul să acopere și casa polițistului. Atât autoritățile cât și proprietarul susțin că focul a fost pus intenționat. O mână criminală, nu să vă explic. Undeva în spatele mașinii lângă roată e o crăpă de culoare închisă, mirosând a benzină. E posibil să fie o răzbunare. Bănuiți pe cineva? Deocamdată nu. Primele indicii arată că ușile celor două autoturisme au fost forțate, iar înăuntru ar fi fost aruncate cârpe îmbibate cu benzină sau chiar cocktailuri Molotov. Incendiul se manifesta cu violență, cuprinsese ambele autoturisme, cu pericol de propagare la casa de locuit, întrucât unul dintre autoturisme era parcat în fața garajului. La sfârșitul intervenției s-a stabilit ca și cauză a incendiului, împreună cu organele de cercetare penală, folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiului. Colegii polițistului au deschis o anchetă și îl caută pe incendiator. Se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incendiu, depistarea eventualilor autori a incendierii. Proprietarul avea asigurare casco pentru autoturismul Dacia, dar polița încheiată pentru mașina de lux nu acoperă actele de vandalism.